Pacea Domnului nostru Iisus să fie lăsată peste fiecare dintre noi. Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și în dimineața aceasta putem să ne reînnoim simțămintele unii față de alții și cu toți împreună față de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, față de Domnul nostru. Reînnoiesc cuvintele de salut din partea Bisericii din Sibiu și din partea Institutului Teologic Pentecostal din București pentru biserica dumneavoastră, familiile dumneavoastră, cu rugăciunea ca bună Dumnezeu să vă binecuvânteze în toate privințele. Amen. Pentru această dimineață am primit pe inimă să citim un cuvânt din Sfânta Scriptură și să împărtășim un mesaj în urma celor citite. Cuvântul este scris în epistola a doua a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetul 18 și din capitolul 7, versetul 1. Cu îngăduința dumneavoastră să stăm împreună ridicați pentru citirea cuvântului. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin. Amin. Mă invit să vă reașezați. În acest loc, din Scriptură pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu așează în fața noastră mai întâi promisiunea făcută de Dumnezeu, și anume promisiunea că Dumnezeu ne va fi tată și că noi îi suntem fii și fiice. În mila Lui, Dumnezeu s-a apropiat de noi și ne-a adoptat ca fii și fiice. Ne-a făcut copii ai Lui Dumnezeu. Ne-a dat dreptul să fim copii ai Lui Dumnezeu. Nu doar că a trecut cu vederea păcatele noastre, nu doar că a iertat păcatele noastre, nu doar că a îndepărtat pedeapsa de deasupra noastră, nu doar că a răscumpărat ființele noastre, ci dincolo de orice așteptare, dincolo de orice închipuire, dincolo de orice speranță, Dumnezeu ne-a surprins cu înfierea. Ne-a înfiat, ne-a făcut copiii Lui. Și acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Pe noi, niște oameni care am fost întorși cu spatele la Dumnezeu, am păcătuit față de poruncile sale, i-am ignorat cuvintele, nu l-am iubit, totuși, El ne-a surprins având milă de noi și înfiindu-ne. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul. De aici pornește cuvântul. Și apoi așează în fața noastră o poruncă. Poate e mult spus poruncă, tonul e altul. Nu e cum ai porunci unui rob, ci e cum ai vorbi de la inimă la inimă unui copil. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Conștientizând faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu, cu această înțelegere în sufletul nostru, să primim acest cuvânt despre cum să ne ducem sfințirea până la capăt. Voi surprinde... 4 sau 5 adevăruri care ne vor ajuta să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Chiar dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, chiar dacă am primit Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu ne este Tată, totuși suntem oameni ispitiți. Cel rău, profitând de slăbiciunile firii noastre pământești, ne atrage în curse ale păcatului, în aceste întinăciuni ale cărnii și a Duhului. Voia lui Dumnezeu este să ne ținem departe de acestea și să ne ducem sfințirea până la capăt. Cum o vom face?
Sigur că în Scriptură sunt multe învățături. O parte a lucrurilor, cele mari și grele, sunt făcute de Dumnezeu, care ne sfințește, ne călăuzește, ne împuternicește, ne ajută. O altă parte a lor, mai puține și mai ușoare, se ceră să fie făcute din noi. Despre acestea, mai puține și mai ușoare, o să vorbim în această dimineață. Cum să rezistăm în lupta pentru sfințire, împotrivindu-ne păcatului? Primul îndemn și sfat pe care vi-l împărtășesc astăzi este să vă aduceți aminte că în fiecare zi a vieții dumneavoastră, Dumnezeu este martor tăcut. Dumnezeu vede tot ce facem. Înaintea lui Dumnezeu nu este nimic ascuns. Fiecare faptă pe care o facem, fiecare gând pe care îl gândim, fiecare decizie pe care o luăm, sunt făcute înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent. N-ai unde să te ascunzi de Dumnezeu. Nu e niciun loc pe fața pământului în care loc să n-aibă acces Dumnezeu. Totul e știut. Doar două locuri din Scriptură să citesc. Primul este în profetul, amândouă sunt în profetul Ieremia, dar primul este în capitolul 32, versetul 19. Tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor, copiilor, oamenilor. Iată dar cum este Dumnezeu. Dumnezeu are ochii deschiși asupra tuturor căilor, copiilor, oamenilor. Și al doilea loc, capitolul 23, versetul 24, Duhul lui Dumnezeu vorbea prin profet ridicând această întrebare. Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul? Așa este. Dumnezeu vede tot. Dumnezeu e prezent pretutindeni. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Având în vedere acest adevăr simplu, ori de câte ori suntem ispitiți să facem un lucru rău, ori de câte ori puterea păcatului se apropie de noi, întunecându-ne înțelegerea, punând în fața noastră necurăția cărnii și a Duhului, invitându-ne să ne înfruptăm din acestea, să ne aducem aminte că Dumnezeu este acolo și ne vede. Că ce facem este sub ochii Lui. Adevărul e că sunt multe lucruri pe care noi oamenii le-am putea face, dar nu le facem dacă cineva ne vede. Dacă ar fi numai fratele Nelu, dacă ar fi și un copil pe lângă tine, te-ai abține. Că-i cineva acolo și te vede. Unul care n-are nicio putere asupra ta, dacă e acolo, te reții. Ai grijă ce vorbești, ai grijă unde te uiți, ai grijă cum te comporți. Când suntem singuri, ne permitem libertăți pe care nu ni le permitem în prezența cuiva. Așa-i? E, acum trebuie să ne aducem aminte că niciodată nu suntem singuri. Tot timpul lângă noi este cineva și acela este Dumnezeu. Asta ne va ajuta să ne sfințim. Dumnezeu care a avut milă de noi, Dumnezeu care ne-a înfiat, e prezent lângă noi în fiecare zi și vede tot ce facem. Și acum, de dragul Lui, ne vom feri să păcătuim, pentru că ne vede. Adevărul al doilea. Suntem o priveliște pentru îngeri. Nu doar Dumnezeu este martor, ci și îngerii lui Dumnezeu sunt martori. Vorbind despre îngeri, cuvântul lui Dumnezeu spune că îngerii sunt duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu ca să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Acest cuvânt este scris în Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 14. Din nou o promisiune. Îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși de Dumnezeu să fie alături de aceia pe care Dumnezeu i-a înfiat și care au în față promisiunea moștenirii mântuirii. E mare har să fie apărat de Dumnezeu.
E mare har ca Dumnezeu să trimite pe îngerii săi sfinți să te protejeze, să fie cu tine. Cum scrie și în Psalmul 91, Dumnezeu va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Sau cum este scris în Psalmul 34, versetul 7, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Ce înseamnă a tăbărâ? Cuvântul acesta este un pic învechit și în timp a căpătat o altă conotație. A tăbărâ cu sensul de a se năpusti asupra cuiva, a da peste el. Ce vezi că tăbărăsc peste tine, adică dau peste tine, vin peste tine și te pun la punct. Intenția acestui text nici de cum nu e aceasta. A tăbărâ înseamnă a face tabără, a-ți pune cortul, a-ți face casă. Călătorind de colo-colo, în vremurile acelea în care omului Dumnezeu, despre care se vorbește aici, n-avea o locuință stabilă, se găsea într-un anumit loc, punea acolo, făcea tabără acolo și punea cortul acolo, făcea reședință din locul acela și apoi Domnul a zis că acel înger protector trimis să te însoțească în toate căile tale, alege și el să facă locuință lângă ta. Să tăbărască împreună cu tine, să-și pune cortul lângă tine, să fie vecin cu tine, să locuiască în casă cu tine. Această înțelegere te umple de bucurie. Nu suntem singuri. Îngerii lui Dumnezeu ne însoțesc și ne păzesc. De cele mai multe ori sunt ființe spirituale invizibile și câteodată pot căpăta accente vizibile, găsim în Scriptură asta, noi oamenii având tendința să încurcăm cu oameni, cu străini. Nu degeaba zice Scriptura, nu dați uitării primirea de oaspeți, căciunii au găzduit prin ea fără să știe pe îngeri. E vorba de Lot, care a primit în casa lui doi străini, i-a socotit oameni străini care aveau nevoie de adăpost, de ospitalitate, când în fapt erau doi îngeri al lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu să-i scape familia. Acum ne aducem aminte, suntem chemați să ne sfințim. Înțelegerea că viața noastră se desfășoară sub privirile îngerilor lui Dumnezeu ne va ajuta să ne păstrăm curăția. Și îngerii te văd. Adevărul numărul 3. Tot ceea ce faci rămâne făcut. Faptele pe care le faci rămân. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în cer la Dumnezeu este o carte. Cartea aceea se numește Cartea Faptelor. În acea carte sunt consemnate toate faptele pe care omul le face în timpul vieții sale pământești. În ziua judecății, cartea aceea se va deschide și oamenii vor fi judecați după cele care vor fi găsite scrise în acele cărți. Acolo se reține tot. Nimic nu trece. Vestea cea bună e că acea carte a faptelor poate să fie deschisă înainte de ziua judecății. Și eu așa înțeleg iertarea. Că înainte de ziua judecății, din cauza jertfei Domnului Iisus, a harului lui Dumnezeu, în urma pocăinței pe care o aducem, Dumnezeu deschide cartea înainte de judecată. Și ce e acolo împotriva noastră e acoperit cu sângele lui Iisus Hristos și este iertat. Altfel, rămâne în carte. Și dacă ziua judecății te prinde fără să fie deschisă în Hristos, cartea îi vai și vai. Pedeapsă veșnică. Acum, noi am primit iertarea. Suntem copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne este Tată. Ne așteaptă moștenirea vieții veșnice. Și în carte încă se scrie. Ca unul care știu că în cartea aceea încă se scrie și că ce fac rămâne, chiar îmi doresc să nu se mai scrie lucrurile. Chiar îmi doresc să confirm dragostea pe care mi-a arătat-o Dumnezeu. Să mă port cu demnitate în fața chemării pe care mi-a făcut-o Dumnezeu. Sunt copilul lui, să trăiesc ca fiu, e tatăl meu, să-l cinstesc ca tată. Și pentru că ce fac rămâne? Și într-un fel sau altul,
dă față cu Dumnezeu, fie că e nevoie să acopere sângele lui Hristos. Și aș vrea să spun că e rușinos. După ce ai fost iertat, după ce ai fost înfiat, după ce ai înălțat peste tine jertfa lui Hristos, să fie iară nevoie să vină la noi să ne ierte. Asta e rușinos. Pentru noi e rușinos. Pentru Dumnezeu este slava Lui și mila Lui și dragostea Lui față de noi, binecuvântat să fie în numele Lui. Dar cu această perspectivă în minte, ce fac rămâne? Și pentru că ce fac rămâne și dau seamă, trebuie să mă silesc să rămână frumos. Nu se uită ce face. Noi uităm faptele pe care le facem, dar ele rămân. Și îngăduiți-mă să spun că nu rămân ca o memorie, ca o amintire, ca ceva, o informație undeva, ci rămân ca produse ale vieții noastre. Așa cum rămân multe lucruri pe care le facem, obiecte pe care le construim, rămân uitate pe nu știu unde și după ani de zile dăm de ele, sau cum ne rămân vorbele. Eu mi-aduc aminte, am pățit tocmai aceea în Viena. Erați în biserica cea veche, acolo sus, unde se urca în pod, da, la etaj. Am avut acolo un cuvânt. Eram toți mai tineri pe atunci și unii nu eram. Nu. Cuvântul acela a rămas în memoria unor prieteni de aici și după o vreme ne-am întâlnit, trecuseră vreo 12-13 ani. Ne-am întâlnit, m-a luat de undeva de aici, de la o autogară și pe drum cu mașina îmi zice, ți-aduci aminte când ai fost atunci la doi și ai ținut predica aceea în care ai zis așa? Și a zis cum am zis. Eu uitasem. Atât am sunat de străin ce zicea el că am zis, încât am avut îndrăzneală să-i spun, să știi că n-am zis așa. Nu era rău cum zicea el că am zis, dar eu uitasem. Și nu recunosc, nu mi-aduc aminte, nu cred că am zis așa. La care el de acolo hotărât zice, ai zis, dar ai uitat. La care eu zic, stai un pic. Eu am zis, tu ai auzit, cine ar trebui să țină mai bine minte? La care el nu m-a mai băgat în seamă, nu m-a dat drumul la casetofonul mașinii. În așteptarea mea, ascultase pe casetă predica. A derulat un pic și i-a dat drumul. Și acum dovada. Glasul meu, cuvintele alea, m-am făcut mic pe scaun. Și el a zis, ai spus sau n-ai spus? Am spus. A rămas? Asta este ideea. Ce am zis 15 ani în urmă se auzea exact ca și cum le-aș fi rostit 2 secunde înainte. Uite, așa rămâne înaintea lui Dumnezeu tot ce face. Nimic nu trece. Că ai uitat, asta e altă problemă. Dar ele rămân acolo. Și înțelegerea asta, că aici cuvântul spune, ne așteaptă promisiunile lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu e Tatăl nostru, vom moșteni viața veșnică. Acum suntem chemați să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Și cum? Ține minte, te vede Dumnezeu, îngerii te văd și ce faci tu rămâne? Adevărul numărul 4. Diavolul te ispitește să faci păcate. Ne găsim într-un război spiritual. Vrăjmașul sufletelor noastre, vrăjmașul lui Dumnezeu, este diavolul. După cum s-a apropiat de Domnul Iisus și l-a ispitit, se va apropia și de noi ca să ne ispitească. El va căuta să-și camufleze ideile, gândurile în mințile noastre. Nu vine pe față. El vine ca să înșele. Și în actul lui de înșelare, strategia pe care o urmărește este să ne convingă că ideile pe care ni le pune în minte ne aparțin nouă. Că noi le-am produs, că ale noastre sunt și că merită să luptăm pentru ele și să facem. E această orbire se numește înșelare. Într-un anumit fel face cum face cucu, pasărea de cuc. A venit vremea să depună ouă. Zboară prin pădure și a pus ochii pe un cuib a unei alte păsări. Când pasărea din cuib e plecată cu treabă, iute cucu se așează pe cuib
și între ouăle pasării gazdă, pune pa lui și pleacă. Când pasărea gazdă vine acasă, se așează pe cuib ca să dea naștere puilor. Nu bagă de seamă că acolo mai e un ou care nu e a ei. Dar l-a adoptat ca a ei. E gata să-și dea viața pentru aia. Din ou iese un pui pe care îl îngrijește cu drag, ca pe a lui, ca pe a ei. Îl hrănește, îl crește, îl apără. Și puiul ăsta se face mare. Și are în el o răutate, că el e mare față de ceilalți frați, nici nu-s frața lui. Îi dă cu ei afară. Și apoi, nu mă vezi, într-un documentar, o pasăre micuță acolo, cât o vrăbioară sau mai mărișoară, și un pui de cuc, cât aproape un porumbel. Și biata pasăre îl hrănește, fără să știe că nemernicul ăsta i-a ucis copii. Asemănător, diavolul trimite în mintea noastră idei. Te amăgește crezând că s-a tale. Și tu începi să le clocești. Și fac pui, fapte. Și ești în stare să te lupți pentru ele, să te bați cu alții pentru ele, socotind că faci bine. Dar de fapt ești înșelat. E, cum o să scăpăm de aici? Cuvântul Domnului ne este lumină, Duhul lui Dumnezeu ne este călăuză, El ne luminează și de-aia e și bine să fii la adunare, să fii în părtășie, că în atmosfera aceasta Dumnezeu ne tot deschide ochii ca să deosebim cei de la Dumnezeu și cei de la cel rău în gândurile, înțelegerile, învățăturile, ideile pe care le avem. Și acum revenind, când ești ispitit, adu-ți aminte că diavolul e la origine. Dacă îți vine să faci ceva, conștiința ta e paznic bun, conștiința ta spune ceva, dar poate n-are suficient glas. Că a venit cucu și cântă altă muzică. Și acolo a pus râul lui. Dar adu-ți aminte, diavolul te ispitește. Înțelegerea asta că diavolul te ispitește te poate ajuta să zici, înapoi a mea satanul. Dar dacă nu-l dibui, îi zici bun venit, că îl socoți prieten. De aici ne poate scăpa Duhul lui Dumnezeu care lucrează prin cuvântul Scripturii. Acum revin. Faptele noastre rămân, diavolul ne ispitește la păcat. Înțelegând că cel rău este la mijloc, ne vom ridica vitea și vom zice înapoi a mea satanul. Eram foarte tânăr și într-o iarnă cu tata ne-am dus după fân. Eram părțile Bihorului cu sanie trase de cai, tinerii de pe acum, dacă au ce povestesc eu, cred că e de pe vremea secolului 2. Nu. Dar am trăit asta. Am încărcat noi bine colo sanie aceea de lemn cu fân și în drum spre casă caii s-au speriat. Ceva s-a întâmplat, s-au speriat, au luat-o la fugă. O spagubă, s-o risipit tot, s-o rup sania, târziu am ajuns acasă cu lucru nefăcut și cu pagubă. Supărat așa de cele întâmplate, tata îmi zice mie, Nelu, hai să mergem până aici la atelier să reparăm lanțurile care s-au rupt în accident. El era sudor bun. M-a rugat să țin eu în capăt, el a încercat să repare, dar nu a putut nici cum. Și apoi după ce a încercat un pic, a zis, lasă că le-o face mâine. A luat bucățile acelea de lanț și le-a pus pe un cui, cum era un stâlp de lemn în mijlocul atelierului, bătuse cuie în el de jur împrejur și agăța în ele ce apuca, pus acolo capetele de lanț. Am dat să merge către casă și n-am mers departe și lanțul a picat jos, ca și cum cineva le-ar fi tras de ele, așa jos, pici acolo, pica jos. Tata nu era încă botezat în apă, s-a întors așa către lanțurile alea căzute și o vorbi singur. Eu l-am auzit. O zis așa, satană, satană, astăzi te-ai ținut de mine să-mi faci rău și să mă enervezi.
Mi-ai spăria cai, mi-ai risipi fânul, mi-ai rup lanțurile, m-ai încurcat să nu le sudez și așa ai tras de ele jos ca să mă enervez. Ține minte una, numai de ciuda ta nu mă enervez. Așa au vorbit. S-a dus în casă și s-a culcat. Și eu am rămas ca să țin minte. Nu era botezat în apă, dar știa să se înfrâneze. Și deosebea, asta e bună, asta nu e bună. Frații mei, în lupta de a ne curăți de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, să ne aducem aminte că cel rău ne ispitește la păcat. Și acum, punând împreună toate acestea patru, concluzie, a cincea învățătură, care încununează pe cele patru. Este împotrivire față de păcat prin legământ de sfințire. Despre ce este vorba? În Romani 6, versetul 19 spune așa: vorbesc omenește din pricina neputinții firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale neascultării și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Ideea e că trebuie să-ți predai toată ființa ta lui Dumnezeu și să spui așa: Doamne Iisuse, de azi înainte și până în veac, mâinile mele sunt tale. Ochii mei sunt a tăi, gura mea îți aparține, urechile mele sunt ale tale, picioarele mele îți aparțin, ființa mea întreagă este a ta, mă predau ție și mă fac robul tău și aduc ființa mea într-un legământ de sfințire cu tine. Jur, Doamne, înaintea ta, mă leg înaintea ta cu legământ să fac voia ta și să fiu rob al dreptății și a sfințirii. Și după cum altă dată mâinile mele au făcut ce nu trebuie, gura mea a vorbit ce nu trebuie, că eram rob a necurăției și a fără de legii, acum, Doamne, vreau să fiu rob al tău ca să fie în mine sfințire. E cum a zis Iov: am făcut legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprită privirile asupra unei fete. Deci principiul împotrivirii cu legământ. E un angajament ferm. Aparțin lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de onoare ce mi-a făcut-o Dumnezeu. Eu vă voi fi tată. Voi îmi veți fi fii și fiice. Și acum, reținând identitatea pe care o avem, ca unii care îl cinstim pe Dumnezeu și ne cinstim și nouă starea, statutul, ești copil al lui Dumnezeu. Cum te-i purta altfel? Ne păstrăm trează mintea, amintindu-ne că în fiecare zi ne vede Dumnezeu, ne văd îngerii, ce facem rămâne, cel rău caută să pună în mintea noastră ale lui, cu ouăle, și ne împotrivim prin legământ de sfințire. Ceea ce ține împreună acestea toate este ce spune la urmă Pavel: frica de Dumnezeu. Dacă o ai, ai înțeles ce am spus astăzi. Dacă nu o ai, am vorbit degeaba. Sună străin. Dacă în tine e frică de Dumnezeu, știi ce e coare cuvântul? Mă vede Dumnezeu? Rămân faptele mele? Fac voia diavolului împotriva tatălui meu care mă iubește? Mă las impresionat de ispitirile celui rău, când Dumnezeu m-a iubit așa de mult și m-a făcut copilul lui, vai ce rușinos e. Da? Și frica de Dumnezeu le ține la oaltă. Vă chem să avem frică de Dumnezeu. Ok? Am fost în vizită la una dintre familiile din Sibiu și tatăl din familia aceasta m-a rugat să intrăm, să rezolvăm ceva în casa lor. Am trecut prin camera băiatului lor mai mare. Fără să vreau, am tras cu ochiul la un bilețel care era scris cu litere mari și lipit pe colțul monitorului la calculator, așa cum era acolo, ecran, lipit acolo. N-am rezistat să nu mă opresc și să nu citesc cu atenție. Scria așa: sfințire sau pierzare. 1. Dumnezeu mă vede. Îngerii mă văd. Satana mă ispitește.
ce fac rămâne. Mă împotrivesc cu legământ de sfințire. Numai ce predicasem duminica trecută. Și lui a venit în minte să le scrie și să le pună acolo, că simțea el care are nevoie. 17 ani avea. Știa ce e frica de Dumnezeu de la 17 ani. Domnul să ne vorbească mai departe. Amin.